bună seara, ia loc. Bună seara, bună seara, dar ce e așa cu dumneavoastră singură pe drum la miezul nopții? Fac autostopul, trebuie să ajung la Hollywood. Ia uzi la Hollywood cu autostopul? Ușu! Da, ce e așa greu de crezut? Bine, drumul e mai lung decât mă așteptam, dar n-am să renunț tocmai acum. Nu mai tănuțuie de vină, va. Dacă îmi dați un pahar cu apă, plec imediat. A, da? Da. A, da. Ia, poftiți, doamna e servită. Da, mulțumesc. Luați, vă rog, și o cafea. Ia de dragă, o bea pe toată, ia de. Teatrul de artă din Deva propune iubitorilor Taliei o nouă premieră. Este vorba despre piesa O afacere de familie, a 10-a premieră propusă în acest an de Teatrul de artă din Deva, iar Roxana Olșanski, una dintre protagonistele spectacolului care va avea loc vineri 10 decembrie, începând cu ora 19, așteaptă publicul în sală în condițiile în care se pot ocupa 50% din locurile disponibile. Roxana, o nouă premieră la Teatrul de artă din Deva. Cea de-a 10-a premieră, sperăm noi, de 10, în data de 10, în cel de-al 10-lea an de teatru de proiect în Deva. Da, sperăm să fiți alături de noi și de această dată. Piesa se numește O afacere de familie, în regia lui Eugen Pădureanu, și vă invităm din toată inima, mai ales că am aflat noi că s-ar putea să se ridice unele dintre restricții, în sala de spectacol. Eugen Pădureanu, în dublă calitate de actor și regizor, pune în scenă o piesă clasică, după Sam Bobrick și Ron Clark, adaptată cu mult umor la zilele noastre. Eugen Pădureanu, ce piesă propui publicului de vean? O piesă foarte actuală, e o piesă celebră pe care am actualizat-o, am adus-o în actualitate și am făcut să fie vorba despre o familie, familia noastră, despre România noastră dragă, o piesă cu multă ironie și sperăm ca publicul să se distreze de noi și cu noi. La rândul său, Andreea Pascu promite publicului o seară de excepție în care spectatorii vor putea uita de problemele tulburi pe care le traversăm. Andreea Pascu, de ce să vină spectatorii la acest spectacol, la această nouă premieră? Păi, în primul rând, pentru că este o comedie. Mie îmi plac foarte mult comediile și, în al doilea rând, pentru că mai văd și altceva în afară de ce se vede la televizor, nu știu, e de afară de știri, de vremurile grele care sunt acum, și chiar e o comedie frumoasă și sper ca lumea să se simtă bine. Prețul unui bilet este de 30 de lei, iar pentru elevi, studenți și pensionari de 15 lei. Iar persoanele care doresc să participe la premiera piesei O afacere de familie de la Teatrul de artă Deva trebuie să aibă schema completă de vaccinare, să fi trecut prin boală în ultimele 6 luni sau să prezinte un test PCR negativ făcut în ultimele 72 de ore, ori unul antigen care are valabilitate de 48 de ore.